Zi fatidică pentru două persoane din Orșova. Cei doi, tată și fiu, și-au pierdut viața astăzi în urma unui accident rutier produs pe viaductul Padina. Accident rutier mortal pe DN6 în zona viaductului Padina între Drobeta, Turnu Severin și Orșova. Două persoane au decedat în urma impactului. La fața locului au intervenit pompierii. A fost efectuată o manevră de depășire neregulamentară și a pătruns pe sensul opus de mers, autoturismul intrând în coliziune frontală cu un ansamblu de vehicule condus de un bărbat în vârstă de 55 de ani din comuna Schitu, județul Olt. Detașamentul de pompieri Drobeta Turnu Severin a fost solicitat să intervină pe drumul național 6 la un accident rutier. Ajuns la fața locului, am constatat în accident implicate un autotren și un autoturism, din păcate două victime încarcerate, le-am extras, au fost predate serviciul județean de ambulanță, însă au fost declarate decedate. Intervenție dificilă? Intervenția a fost una destul de dificilă, având în vedere faptul că impactul a fost unul destul de grav, persoanele rămânând încarcerate. Traficul a fost paralizat pe ambele sensuri de mers. Impactul s-a produs între un camion de mare tonaj și un autoturism înmatriculat în Timiș. Șoferul autoturismului și pasagerul din dreapta au decedat pe loc. Pe drumul național 6 a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autovehicule. În urma accidentului, două persoane au decedat. În cauza efectuăm cercetări în vederea stabilirii cu exactitatea cauzelor și împrejurilor producerii accidentului și a stabilirii vinovăției conducătorilor autovehiculelor. În urma impactului foarte puternic, două persoane, tată și fiu, au decedat pe loc. S-au deplasat la fața locului două ambulanțe, au fost găsite două victime încarcerate, mai exact doi bărbați, în vârstă de 65 ani și respectiv 37 ani. Victimele erau decedate prin politrauma, leziunile fiind incompatibile cu supraviețuirea. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.